Hello, party people. This is Best of 2022. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Dark. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know. Yo, salutare tuturor, bine v-am regăsit la primul podcast pe acest canal, măi. Sper să audă ok muzica, trebuie să dau puțin mai încet. Bun, sunt aici alături de Albert. Bună ziua tuturor, ce faceți? Sper că sunteți bine, sper că tu ești bine, frate. Sunt ok, sunt bine, bine sănătos și tu ești bine? Chiar foarte, ce pot să spun. Mă bucur, mă bucur, sincer sper să te auzi foarte bine. Dacă nu te dau, dau puțin mai... Bine, vocinosul și muzica, care contează. Da, gen, sper să te auzi tu, gen, știi, pe Discord. Că, gen, nu putem să facem acum unul lângă altul, că, na, suntem și la distanță și chestii și mai multe chestii, na. Și e și târziu, ei, na. În fine. Da, bun, e și târziu, dar e și faptul că mie mi-e un pic am frică de tine. Ți-e frică de mine, mă? Ei, nu știu, că tu ai intenții de alea uneori. Știi, intenții de alea cam... Bă, nu cred. Nu cred. Așa. Bun. Și da, bă, oameni, n-am putut să facem podcastul live pentru că, din păcate, netul s-a decis să nu mai funcționeze astăzi. Că de ce nu? Ce să facem? S-a încercat, n-a mers. S-a încercat. Bun, în prima întrebare din podcastul de astăzi va fi: de ce ceapa este roșie? Trebuie să ajungem la concluzia de ce este roșie. Nu mă interesează, eu vreau să știu. Eu zic că ceapa e roșie, că e roșie că nu e albă. Exact, să mor. Altă soluție că, nu știu, s-a făcut roșie de rușine, că l-a văzut pe Putin în puța goală, nu știu, la barna. Așa. Bun. Deci eu cred că ceapa n-ar trebui să fie roșie. Doar eu sunt singurul care crede asta. Bine, într-adevăr e bună, dar... De ce roșie? De ce roșie? Zi-mă. Am răspunsul perfect de ce trebuie să fie roșie. Care e ăla? Că ceapa albă îi bărbat și ceapa roșie îi femeie. Și dacă ceapa roșie e femeie, ai înțeles? Ok. Foarte, foarte bun, foarte bun argument. Adică, de ce ar fi ceapa roșie? Probabil are legătură cu tot ceea ce ea conține, nu? E logic, ar avea o logică aici. Poate s-a roșit de rușine, mai știi? Da, o fi văzut chiar ceva mai... Da. Mai sus aceea. Ok, ok, hai să fim așa mai serioși. Ok. Păi, vreau să te mai întreb o chestie. Zi-mi un idol, nu contează, gen, să fie artist. Nu contează că e muzician, că e actor, că poți să fie și personaj dintr-un desen sau ceva, nu știu. Gen, cine te-ar inspira pe tine să... Ce m-a inspirat pe mine? Păi...
cine m-a făcut să gândesc și am mentalitatea pe care o am și acum și personalitatea pe care o am. Acea persoană fiind artist, că n-a zis artist, trebuie să aibă, uite, e muzică, e rap, e din România, e Codrin Bradea. Aha. Și în general și Echo, care în general trupa bazuca ei doi, pentru că au schimbat multe chestii în viața mea. Și am simțit că, bă, cum au fost de așa cu durerea în partea de jos lombară, na, ce pot să zic, am început și eu să atrag, să mă atrag chestia asta, să încep să fiu și așa. Aha. Și, nu știu, gen, ți-ai dori să, pe viitor, să produci tu muzică sau să faci și rap ca și ei sau să ajungi gamer ca și Codrea? Niciodată nu m-am văzut ca tipul de a produce genul ăsta de conținut sau genul ăsta de lucru. Nu, eu nu m-am văzut să fiu faimos de fel sau să știe lumea de mine. Nu, nu m-aș vedea să pot să produc muzică, dar îmi place să ascult. Atât. Mhm. Da. Genurile de muzică pe care le ascult sunt în general rap, rock, mai ascult trap, dar numai pentru instrumental, funk-ul, care acum e mai nou și îmi place mult, are multă legătură cu mașinile, așa că mie plac mașinile, așa că de ce să mint, de-aia ce ascult, de-aia mă și atrage, de-aia mă atrage și cultura japoneză, că tot prin mașini m-am dat prin ea. Multe lucruri de genul mă atrag pentru că au legătură cu ceva ce mi-a plăcut dinainte. Da, deci să înțeleg, așa, te pasionează în general mașinile și chestii și autonomia asta, nu? Da, da. Ah, ok. Nu, subiectul care e vorba de auto, dar pot să fiu flexibil, pot să discut și despre alte chestii, că doar na, îmi dau și opinia pe ce pot. Ok, vreau să te mai întreb încă un lucru, gen, bine, o să te întreb mai multe lucruri. Vreau să te întreb despre industria muzicii, generația asta mă refer. Crezi că evoluează înspre bine? Nu știu, generația cum sunt eu, am 19 ani, sunt printre generația asta Z sau știu cum neva ne zice nou sau habar n-am, nu știu, generația asta. Bă, eu, de exemplu, pentru cei care ascult acum și de generația mea, încă nu suntem destul de stricați, e ok. Pentru că nouă trap-ul mi s-a introdus pe vene, să zic așa, sau pe creier, de la vârsta de 13-14 ani și manele la fel, adică încă nu le ascultăm decât suntem mici. Că nu-mi zi mie că tu ai, dacă ești manelist, ascult tu manele de la 5 ani sau 6 ani. Da, acum adică trap de la 6 ani. Eu sincer să fiu eu. De acolo. Adică eu, generația mea, așa noastră, în general, noi am crescut, n-aveam atunci telefoane performante încă să intrăm pe YouTube și ascultam acolo la televizor, la Taraf Music, la Kiss sau Music. La radio, la tata în mașină. Da, sau la radio. Da, da, e și chestia asta, dar e și faptul că, bă, și dacă ar fi, bă, mine m-a atras trap-ul. Nu zic că nu m-a atras, dar nu-mi place, de exemplu, trap-ul românesc nu-mi place. Nu-mi bă, place, nu știu, mie îmi place, adică, pentru că, na, adică sunt unii artiști trap-uri care îi respect. De exemplu, e Lil Cagulă. Bă, tipul nu prea folosește autotune și dacă folosește rare ori. Adică doar numite cazuri. Da, gen, nu știu, mie și mie îmi place, gen, mie îmi place cum cântă și chestii, îmi place și cum o dă pe versuri și am ascultat. Ai zis de el și mi-a plăcut cât de cât de el. Nu-l ascult, așa că tot nu sunt trapper, așa, dar îl respect că nu prea folosește autotune. Eu chestia așa pe cap cu autotune, bă, cu toți, indiferent că și toți și rapperi le folosesc și rockeri care folosesc autotune, frate, că da, nu gen, știi cum e așa, pur și simplu, din nimic. Gen, acum, în generația asta, autotune-ul n-ai, e ceva, cum să zic, ca o ia mai mult ca pe o parte din piesă, să zic, așa, nu știu. Da, ei ascultă piesa pentru că se aude bine. Nu ascultă, da, într-adevăr, știi, avem, na, sună mult mai bine cu dar un pic de autotune. Dar e rușinos să te duci, te beach please acum. E rușinos să te duci la un eveniment de genul. Da, și să cânti live și să nu fie vocea diferită față de muzică, da. Față de clip, față de video-uri. E o chestie, părerea mea acum, na, nu știu, mulți o să dea cu hate, că și ăla face și ăla face. Păi da, frate, să face, că n-ai cum tu ca rapper, de exemplu, să te ții după trapper, dacă nu faci tu ce fac ei, pentru că ei au ajuns în, cum să și maneliștii folosesc acum autotune, frate, au ajuns în trending să sunt acolo și uite, niște rapper cum sunt Codrin și Echo, care au făcut colaborarea cu Creative Monkey și au făcut back cu mine, au ajuns în trending doar cu o singură melodie, deci ei au putut
Au putut și fără autotune, dar trebuie să depui multă muncă și efort. Nu știu, multă muncă se pune, video, un alt lucru, ca să poți să ajungi la nivelul ăla. Gen, la clipul lor, la cu Bec, cu mine, nu știu, mi-a plăcut foarte mult chestia că băieții, nu știu, au contribuit atunci cu mult edit cu echipa de la Creative Monkey, dar mi-a plăcut și videoclipul acela cu Boaba, pentru că a fost ceva foarte diferit. Ei, ce n-au făcut până acum, un edit foarte interesant cu animații. Da, gen, nu știu, a fost așa foarte interesant și nu prea mai vezi. Ei se știu pentru asta, gen, îmi place stilul lor de muzică, așa că e old school și te ajută așa pentru generația asta care ascultă, na, e mult mai, na. Mai interesant, să zic așa. Nu ascultă mulți, mă. Mulți în copii nu ascultă. Da, totuși. Adică și mai mândru să asculte jurăturile lui Codrin decât să asculte cum să-și bage drogul venă de la alți trapper cu aie, pe bune. Mai bine jură că e mai bine decât să știu că, bă, efectiv, unul ascultă cum își bagă altul drogul venă. Da, și nu știu, Codrea, dacă asculți de la Bazooka, spune că nu e bine să faci chestia, adică te îndreaptă spre bine, nu te învață că, vai, câte femei avem noi, ce droguri ne-am băgat și alea, știi? E și o melodie de-a lui Eco, e parcă, nu ce, timpul trece. Da, și spune despre întreaga viață. Are o parte de acolo din piesă, un vers sau, nu un vers să zic, o strofă care zice că, bă, să nu-i respingi apelul lui maică-ta, că e disperată, să fie ultimul. Să fie ultima dată. Da, așa este, gen, da. Deci nu fii și tu șmecher că ești, nu știu, 5.000 respingi, că vezi că poate e ultima dată și nu o să mai vorbești cu maică-ta așa, pe rola putea să fie ultimul. Și aici dă mult rect. Și mai ales Eco ca rapper, bă, mulți e foarte underrated omul, adică mulți e, Eco, Bazooka Kiss, bă, dar omul are, știe ce face. Și Codrin la fel, e foarte, uite, Eco e foarte bun pe voce și știe să cânte bine. Și Codrin e foarte bun pe versuri, coaie, vă dă ăla la muie, bă, ăștia vă dă la muie atât de mult, nu vă dați seama. Gen, ei au numai 5 albume, bă, 5 albume au. Coaie, și azi au strâns 20 de albume și nu s-au nimeni. Adică ce vorbim? Da, e adevărat, copiază paraziții, dar în rest nu cred că... Oameni, sincer, mi-aș fi dorit ca și acest podcast să fie și cu... camera, să ne și vedem când vorbim, să fim într-un studio, dar momentan na, suntem așa, din mai low budget, nu, e primul, să zic așa, eu nu prea fac podcasturi, de obicei fac gaming și nu prea fac vloguri. Ce? E trist. Păi, na, de obicei nu pot să-mi permit acum un adevărat studio. Că momentan, sunt la început. Stai să zic o chestie, frate, nu te amăgi pe chestie. Multă lume ascultă podcastul, bagă telefonul în buzunar și creștile în urechi. Adică, oricum, dacă ai face streaming cu facecam, ce pana mea legătura n-avea. Da, și ce, nu știu dacă o să fac podcastul... E canalul de gaming. Ce? Acum, da, canalul de gaming, gen, da. Nu o să fac podcastul acesta așa lung, pentru că știu că... Cred că o să vă plătiți să vă uitați la un microfon aici, pe ecran, în timp ce auziți ce vorbim. Dar dacă sunteți curioși decât să auziți și părerile noastre și să vedeți că oricum e așa mai caterincă ce vorbim noi aici, că nu e chiar așa la serios, dar na, am zis să facem și ceva mai diferit, că na, pe canal ai doar game. Ai o manevră, mai ceva. Da. Dar chiar, stai să zic o întrebare și eu, să spun și o întrebare. Ok. Având în vedere ceea ce cunoști despre fiecare țară și stat, așa, am ce țară ai vrea să mergi pe vacanță, așa, să zicem, în vara asta, dacă avea posibilitatea. Banii sunt finiți, nu contează unde. Într-o vacanță, gen? Într-o țară? Da, o vacanță, zicem, de lună, de zile. Să fie o leacă, știi? Bă, nu știu, gen, aș vrea să merg în America, mi-aș dori, sincer, să merg. Să văd Statele Unite. Da, să vezi cum... își iau aia de la tonomat cu 15 lei Glock și peste tonomat ăstea auzi. Păi da, dar știi că... Na, nu prea... Gangsteri pe la colțul de gard. Tu unde ai vrea să mergi? Eu, dacă aș avea bani destui și probabil și cunoștință, aș merge un pic în Japonia. Chiar aș merge, dar chiar să vizitez partea istorică a țării. Să merg prin Kyoto și pe acolo, prin anumite muzee, nu mi-ar fi... Și mai ales să merg până la un comic-con de la de anime, să văd și eu cum e, să fie manevă, să văd peste tot numai fetițele alea, fac numai așa. Bă, da? Da. E un pic cam sas, dar ce să facem?
Aș vrea, aș vrea, da. Tocmai de-aia sunt podcast-urile de genul, ca să ne vedem, să vedem și o parte și o opinie din ceea ce am putea să facem. Și poate și urmăritorii își dau cu părerea. Da, gen, nu știu, eu sincer mi-aș dori să văd Statele Unite, mi-aș dori să văd și, sincer, nu știu, de obicei nu prea îmi plac așa țările, gen, îmi plac mai mult să văd așa insule, cum ar fi Hawaii-ul, să merg așa în Dubai, pe o insulă din Dubai. Am pus de la unde merge, nu ți-ai zis în ce țară, aba, da, ți-ai ieșit mi-ai zis, de la mi-ai zis țară, gen, da. Așa, da, nu știu, mi-aș dori să văd... Hawaii e top acolo, că mi se pare chiar e stat. Da, e în stat, mi se pare, e o insulă din stat, Hawaii-ul. Dar, sincer, mi-aș dori să văd cum e Dubai, că am zis că e foarte fain. Adică, poate o să, dacă o să am posibilitate, să mergi și în Dubai. Hai, da, e multă sărăcie, pe puțin pe lângă Dubai, e multă sărăcie. Lumea care e destul de... nu e sărăcie, dar, de exemplu, nu e atât de bogat pe cât îl face lumea să pară Dubai-ul. Da, și, na, îți dai seama că e... acolo, în Egipt, până alea. Da, Egiptul. Dubaiul n-are, bă, e în Arabia Saudită, bă. Pe acolo, dar nu contează. Și să vezi că vine Arabia Saudită și că n-ai altă. Da, e pe acolo, pe la indieni. Da, vine ea. Vine aia la tine. Vin cu Toyota, pana mea în spate, tot vezi cu Toyota câtă tine de mare, pana și nu mai vezi în spate. Dă-te din drum! Merge oamenii mei, merg pe trei roți. Merg pe ce? Pe două și pe partea altă schimbă și noi se aude din... cum se aude manelele de la noi, se aude la ei din mașină numai de-astea. Bine, asta e India, asta e India. Noi bă, aș merge sincer și în India să văd cum e. Pe acolo că am zis că e totul ieftin, da. Știi? Da, pe normal că e ieftin dacă mergi cu tuk-tuk cu mana mea, de aia nu am taxi-ul acolo. Ei, nu contează, frate. Contează că te plimbă cu ceva și nu te duci pe jos. Adică, da. Să avem barim să-i respectăm pentru chestia asta, știi? Așa. Aplaudă de respect pentru oamenii mei din India care nu știu dacă sunt pe aici. Și pentru oamenii, pentru... băi, gipsii, țiganii, să vă zic. Da, nu țigani, că îmi să zic, îmi cer scuze. Cei de mie romă. Bă, știu că unii dintre voi sunteți ok. Ai lați care știți că nu sunteți ok și știți, că știu că știți, că le aveți în suflet. Să vă fie rușine. Tucu-tucu-taca. Tucu-tucu-taca. Gen, aud și muzică și de-aia zic. Da. Wow. Ia să pun și ăsta așa. Gata. Da, nu știu, o altă întrebare de podcast ar fi cum ți-e rutina ta zilnică, de exemplu. Păi, rutina mea zilnică, efectiv, mă trezesc dimineața, mă aranjez, mă spăl pe dinți. După mă duc să mănânc dacă mi-e foame, de obicei nu prea mi-e foame mie dimineața. Da, de obicei, nu știu, eu dorm foarte mult, ai toată chestia, că mă trezesc mai mult după amiază decât dimineața și, na. După... E bine, și cum te trezești? Cu ce alarmă ai? Alarmă? A, da. Nu. De obicei, alarma mea sună cam așa. Am înțeles. Nu, glumea. Oricum, eu de obicei nu mă trezesc cu alarma. A făcut Vlad glumă, râdeți toți. Nu, de obicei eu nu prea mă trezesc. De obicei nu prea mă trezesc. Mai mult... Amogus. Dar visele tale, așa visezi tu. Da, de urmă de-astea pe viste. Eu de obicei nu. Mă trezesc foarte târziu și alea și... mă trezesc mai mult singur decât să mă trezesc cu alarma. Și dimineața când mă trezesc la școală... alarma aia, eu pun cam 2-3 ca să mă trezească, că prima îi dau respingere. Da, aici. Zic, da, bă, trebuie să plec. Zic, nu știu ce fac, dar eu trebuie să plec. Trebuie să plec, da. Nu știu unde trebuie să plec. Dar știi că îmi place că... Așa că diminețele alea liniștite, nu știi ce se întâmplă, nimica. Tight, mergi în linișer. Nici nu dai seama că e ziua care trebuie să fie.
Nu știu dacă, dacă voi ați avut, în general, să, să dimineața când vă treziți și sună alarma aia să plecați la școală, la colegiu, la facultate, la liceu, gen, și efectiv să, nu știu, să ai așa o poziție de aia de somn încât să nu vrei să te trezești, bă, și nu vrei să te trezești, bă, că nu poți, dormi așa bine. Deci că te-am bombat la rușie, efectiv. Mamă, dar dormi așa bine, bă, și trebuie să te gândești, bă, trebuie să plec, bă. Mamă, ai groaznic, sincer. Te întinzi așa, știi, și mai faci cât un... Da, da, da. Da, da. Păi și la capitolul iubire, cum stai? Că vreau să ajungem și pe aici. Bă, capitolul iubire, sincer, e... Aia, am înțeles. E distrus, dar nu ai ce... Da, nu, e... N-ai. E... Dacă un om râde la așa... Dacă nu om râde la asta... Eu râd la astea, frate, ce iubire? Bă, eu cred că fiecare suflet... Eu cred că fiecare suflet are acolo un suflet pereche, gen... Oriunde e acolo ascuns, până nori, până pământ, nu știu unde e ascuns, dar îl găsești. Bă, eu, fiecare om o să-și găsească până la urmă sufletul pereche. Dar doar că... Na, trebuie să... Bă, frate, te las pentru 5 minute. Ok. Oricum nu o să mai țin așa mult ăsta, să mai discut așa puțin și cu oameni. Chiar îmi pare că nu suntem live, probabil o să facem și un podcast live, să vedem și întrebările voastre. Aș dori, dacă vreți să mai facem în continuare podcasturi, să lăsați în comentarii întrebări pentru un viitor podcast, dacă vă place, dar bănuiesc că nu o să vă placă, că, na. Sper să strângem și noi 890 de subscriber, probabil cel prea mult, nu știu, acum am 860 la momentul actual. Sper să ne crește mai mult, de obicei pe live-uri am văzut că... cresc mai mult, doar că nu prea am timp așa de live-uri, că na, cu bug, cu chestii și alea. Și m-am gândit mai mult să fac și așa un podcast, nu știu, ceva mai diferit decât gaming, că mereu gaming jucând. Și alea m-am gândit să fac un cont diferit pe canal. Așa, bun. Sincer, am rămas în pană de idei, deci nu mai știu ce să mai zic. Era bine dacă mai aveam pe aici întrebări undeva scrise pe undeva să mi le placeze cineva așa direct, așa, o palmă peste ceapă și zice, bă, tu răspunzi la asta. Păi, deja nu știu, cred că s-a făcut 22 de minute. Nu vreau să-l fac foarte lung pentru că nu știu dacă o să vă placă și alea. Dacă o să vă placă, probabil o să-l fac mult mai lung. Păi, cam aici o să încheie acest podcast, că deja mă și încurc. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Zici că suntem la emisiune ceva TV, nu contează. Eu am fost gazda dumneavoastră, Vlad, că deja mă cunoașteți după canal. El a fost Albert Empire, că n-a fost prezent cu noi. V-am lăsat. Salut!